Miercuri 7 iunie a avut loc vernisajul expoziției Acuarelă, semnată de artistul plastic Elena Chiru. Lenții, așa cum o știe un oraș întreg, a iubit toată viața ei, arta și publicul iubitor de frumos. Orice întâlnire cu ea s-a putut transforma întotdeauna într-un dialog plin de povești de viață, din care s-a putut înțelege perfect că orice ar fi făcut, întreaga existență a doamnei Lenții a fost marcată de artă. Iar acum de când pictează, Lenții este iubită nu doar de cei care o cunosc, ci și de specialiști. Evenimentul de zilele trecute este cea de-a doua expoziție personală. Expoziția este de o calitate extraordinară, care m-a surprins pe mine și nu numai. Pentru acest lucru îi mulțumim doamnei Elena Chiru. Eu n-am să insist pe calitățile acestei expoziții. Am să specific doar faptul că în anul 2017 expozițiile care s-au succedat în această sală au fost, sunt și sunt convins că vor fi de calitate foarte bună. Ceea ce ne susține proiectul la care am pornit acum 3 ani. Permiteți-mi ca în nume propriu, dar și în numele conducerii acestei unități, să o felicit pe doamna, să-i mulțumesc că ne-a făcut surpriza cu această expoziție și să-i urez sănătate ca să poată lucra în continuare la aceeași calitate și chiar mai sus. Mircea are dreptate, expoziția asta nu ascunde, ci arată câtă frumusețe, de câtă frumusețe e în stare doamna Elena Chiru și, într-adevăr, e surprinzătoare. Am mai văzut-o pe doamna Elena Chiru chiar și aici, în niște expoziții colective prezentă, dar acum, într-o personală de acuarelă, într-adevăr, ne cam lasă fără cuvinte. Sigur că sunt lucruri care ne plac sau nu ne plac la un moment dat. Sunt lucruri pe care artistul reușește să le ducă la capăt sau nu. Dar faptul că un artist își asumă acest risc de a lucra, de a-și pune mintea și sufletul într-o ramă, pe șevalet, sau într-o compoziție muzicală, sau într-o lucrare literară, oriunde, e deja un gest important. Dacă, dincolo de acest început, și reușește, cum e în cazul nostru, să închidă lucrarea și să o termine și să o facă să treacă spre privitor, în acest caz, e deja o performanță. Și avem de-a face aici cu o performanță. Și aș mă remarca un lucru. Compozițiile, acuarela în general, sau într-o tradiție a ei, e un capitol, părea un capitol oarecum comod. Adică naturi statice, flori, peisaje, etc. Ok și alea, dar iată că aici avem de-a face cu lucruri mult mai complicate, cu compoziții foarte interesante. Și asta ne spune că doamna Elena Chiru e un pictor în înțelesul plin al cuvântului. Născută pe 28 august 1952, Elena Chiru a absolvit cursurile de pictură din cadrul Centrului de Cultură și Arte Carmen Seculare. Cel mai recent proiect anterior acestei expoziții a fost materializat în expoziția de grup care a avut loc la începutul lunii martie din acest an, care a fost intitulată Flori pentru Doamne. Elena Chiru vine însă acum să înfrunte publicul de una singură și, așa cum se vede, a reușit să impresioneze. Eu sper... Din ce am înțeles că impresionează, sper să fie un impact bun pentru ochiul privitorului și pentru sufletul lui.
Și vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să vernisez această expoziție. Cu domnul Ceacâru începând, cu domnul Nicolae, vreau să-l menționez pe domnul Răileanu, care pentru mine înseamnă start. Când domnul Răileanu m-a primit la clasa de pictură, atunci s-a creat un start pe o altă pistă în viața mea. Și eu îi mulțumesc și îl voi menționa ori de câte ori voi avea ocazia. La finalul vernisajului, Elena Chiru a ieșit puțin din tipar și a vrut să ofere în dar unui admirator din public una dintre creațiile sale, iar tragerea la sorți a câștigătorului a fost un moment impresionant. Iată de ce. Doresc să ofer unei persoane o bucurie astăzi, în mod special, și să-mi fie iertată ideea că, că am apelat la o formulă, nu am reușit să găsesc altă variantă, o formulă comercială, adică de extragere din bol. Dar o voi face și voi dărui unei persoane o lucrare personală. Tu cine? Ai vrea să fie, da, asta? Chiar sunt curioasă. Dacă îmi cade mie, ți-o dau. Și eu sunt curioasă. Uite, fie ăsta aproape. Mai caut. Este numărul zilei de astăzi. Cine are 7? Vino, copil! Dumnezeu! Stai un pic. Da, sunt așa de emoționată, îmi tremură picioarele. Am să o și arăt publicului. Este o lucrare în ulei. Da, o să-i dau cu tot cu sacoșul. Da. Ia să-l vedeți. Poftiți, dumneavoastră știți. Ați făcut un colecționar. Da. Mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere și îți urez să-ți aducă noroc. Expoziția este găzduită de Galeria de Artă Gheorghe Vadana la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Piatra Neamț și poate fi vizitată până pe data de 25 iulie.